Piatra În drum spre școală observă o piatră deosebită. O luă de jos și se gândi cum ajunsese ea acolo. Era altfel decât celelalte pietre de prin preajmă. Petricica se legănă ușor în, palmă, în palma lui și-i spuse, Vlăduț, un băiat puțin mai mare ca tine m-a pierdut azi. Ce noroc că m-ai găsit! Te întreb, de ce arăt așa? Rotundă, șlefuită și lucind frumos la soare." pentru că am ajuns aici dintr-o altă lume. Vin de la mare, iar valurile care m-au spălat vreme îndelungată mi-au ros colțurile și m-au netezit. Păcat că vlăduț nu m-a lăsat pe plajă, în lumea mea. Pietrele sunt foarte diferite, și la culoare, și la structură, și la proveniență. Unele se formează din lava vulcanului, dar noi ne transformăm mereu. Chiar dacă suntem sfărămate, devenim apoi altceva. De fapt, nimic în lumea asta nu dispare. Totul se transformă. Uite, patul meu a fost înainte un copac, dar cum e să fii piatră? E bine, noi, pietrele, ne bucurăm că, punem, că putem să fim utile. Suntem pe larg folosite de om. Se fac și case din noi, și unelte, și câte și mai câte. Suntem dure și trainice. Nu în zadar se spune, tare ca piatra, sau e ger de crapă petrele. Unele se folosesc pentru confecționarea bijuteriilor, de asta li se spune pietre prețioase. Eu însă cred că prețios este ceea ce în, în suflet pui și dragoste. Din orice piatră poți să faci ceva frumos ochilor și drag inimii nu doar din cucoanele alea de nestema, nestemate. Îți mulțumesc că m-ai observat. Of! Dar de ce? Iar oftez. Mi-e dor de mare. Și mie, spuse Mihnea, punând piatra în buzunar. Vei revedea mare de grabă, peste vreo zece zile. Te voi lua cu mine și te voi duce în lumea ta. Ce drăguț e!